fie doar Tatăl vostru cel ceresc, că aveți nevoie de toate. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngriji de ale sale, ajunge zilei răutatea ei. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 32-34. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragi teologi, dragi camarazi și iubiți frați și surori împreună rugători, ne aflăm poziționați în duminica a treia, după marele praznic al Rusalilor, prilej pentru care Sfânta Biserică ne propune o temă recurentă a vieții creștine, cât se poate de practică. Dacă înainte Biserica a adoptat o strategie contemplativă a fenomenului Sfințeniei, astăzi Biserica ne propune, dacă vreți așa, un paradox, o antinomie în termeni, un fel de pragmatism spiritual. Și vă veți întreba cum poate să fie pragmatismul spiritual. Pentru că a fi pragmatic ne induce în atenție un țel, un scop pur materialist sau pur material. Ei bine, într-o economie spirituală, gândirea modernă ne tentează să ne punem următoarea întrebare. Mie ce mi-iese din toată povestea asta evanghelică? Cu ce rămân? Vă spuneam în alte rânduri că prefer termenul de bilanț față de cel de judecată, întrucât judecata implică o dimensiune pur legalistă. Ori Dumnezeu, atunci când ne judecă, nu este un procuror ceresc care să ne acuze, ci mai degrabă un părinte iubitor care ne așteaptă să dăm un răspuns bun la această provocare a judecății. De aceea termenul de bilanț ne induce în atenție exact această validitate a comportamentelor și a repercursiunilor noastre pe care le generăm pe parcursul existenței și a interacțiunii dintre noi. De aceea întrebarea ce mi-iese mie din toată povestea aceasta spirituală e o întrebare nu foarte greșită. Evanghelia de astăzi, vedeți, ne dă câteva direcții prin care putem să avem o viziune de ansamblu legat de problema aceasta a lumii pământești, a bunurilor pământești, a strădanie, a alergăturii pe care o trăim zi de zi. Dacă ne raportăm la textul primordial al Scripturii, la Cartea Facerii, vom vedea că după căderea lui Adam are loc un eveniment foarte interesant. Omul este condamnat ca prin muncă, prin sudoarea frunții, să-și câștige pâinea. Dacă înainte era un privilegiat al raiului, un prinț, un nobil, căruia îi se cuvenea totul pe o tavă din partea Creatorului, iată, acest cataclism universal al căderii răstoarnă această paradigmă, apare suferința pe cale de consecință și astfel munca se instalează. Scriptura va vorbi despre o multitudine a muncilor, nu doar o muncă, ci mai multe munci. De aceea omul este condamnat să adune, să strângă. Însă Evanghelia lui Hristos, chiar în capitolul 6 despre care ne raportăm al Evangheliei de la Matei, ne spune că nu trebuie să ne adunăm comori unde? Pe pământ. Acolo unde ele sunt atacabile, degradării, de rugină, de molie, unde pot să fie furate, ci unde? Să ne adunăm comori în cer. Ce înseamnă să aduni comori în cer? Vom vedea pe parcursul acestui text, care este unul foarte important pentru înțelegerea noastră, faptul că Dumnezeu nu se suprapune cu lumea aceasta și nu vrea să ne oblige să avem o trăire pur spirituală. Este o mare greșeală să interpretăm lucrurile acestea într-o fractură ontologică.
adică rupte fundamental trupul de suflet, spiritualitatea de materialitate. Primele secole creștine au fost, să le zicem așa, umbrite de o erezie care încă nu ne dă pace, o erezie care încă nu este rezolvată, erezia gnosticismului sau a maniheismului, care predica o fractură între suflet și trup. Vechii greci socoteau bunăoară că lumea aceasta materială reprezintă o cădere, o fractură din lumea ideilor, din lumea aceasta pur spirituală, și că tot ceea ce este materie este căzută, este murdară, este o deviere de la adevăratul țel pur intelectual al omului. Ei bine, primele secole creștine s-au luptat foarte puternic cu această erezie, cu această școală nouă de gândire, asta deoarece n-au putut să înțeleagă în profunzimea lucrurilor decât prin părinții bisericii cea mai puternică dintre realitățile spirituale și trupești deopotrivă, realitatea întrupării lui Hristos. Dacă noi admitem că El este Domnul și Domnul se arată nouă și Domnul este prezent, om adevărat, în Dumnezeu adevărat, așa cum rostim în crez, atunci El a sfințit și trupul nostru, uman. Sfințind trupul, Iisus sfințește materia. Bunăoară, nu la voia întâmplării, pâinea și vinul devin trupul și sângele Lui real. Deci materia nu este rea în sine. Materialitatea este scoasă prin întruparea lui Hristos de această coruptibilitate a păcatului, care atrage după sine acest cataclism, inclusiv al morții, din care facem parte. De aceea Iisus învie în trup. Trupul Lui este spiritualizat, este plin de lumină. Ei bine, mergând pe această linie logică de teologie fundamentală, înțelegem cât de importantă este poziționarea acestor comori în lumea de dincolo de trup, dar comori care nu sunt rele în sine. Dumnezeu nu ne spune prin vocea lui Iisus să nu ne adunăm comori deloc, să fim așa niște vagabonzi, niște călugări cerșetori. Nu, departe gândul lui Dumnezeu. Spune doar să nu ne axăm pe cele de aici, ci să le adunăm în zona care depășește orice formă a coruptibilității. Adică să adunăm comori în noi. Acest adunați comori în cer înseamnă, de fapt, să adunăm comori în sufletul și în inima noastră. Asta pentru că nu toți suntem bogați, nu toți avem aceste posibilități nemărginite din perspectivă materială, dar le putem pune în lucrare din perspectiva spirituală, din perspectiva devenirii, așa cum spun gânditorii. Noi trebuie să devenim, adică să ne luptăm și să ne lucrăm interiorul nostru, care să vibreze în asemănarea noastră cu Dumnezeu. De ce cu Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este foarte generos. În versetul 21 al capitolului 6, pe care vă îndemn să-l preluați acasă, spune Dumnezeu, spune Iisus: unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Adică, cu atât mai mult cu cât comoara mea este potențiată de această alteritate, de omul de lângă mine, de viața aceasta superioară spiritului, cu atât înțelegerea mea legat de realitatea ultimă va fi mai aproape și noi vom vedea ceea ce este dincolo. Evanghelia începe cu un verset foarte interesant. Spune: luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, trupul tău va fi în lumină. Vedeți, nu spune că lumina este ochiul, ci ochiul este acest lampadar, este această lampă. Pentru că prin intermediul ochiului, ca organ de percepție, noi putem să vedem lumina. O imagine extrem de interesantă a unui autor, a unui filozof contemporan, punea în vedere, într-o cheie anecdotică, o realitate foarte interesantă, legată de diferența între realitate și percepție. Realitatea este obiectivă, pe când percepția este subiectivă. Eu pot să am o percepție, și de cele mai multe ori noi avem o percepție greșită față de realitatea care este obiectivă. Și prezintă acest gânditor o imagine anecdotică dintre două babe care stăteau la bârfă
așa dintr-un balcon în celălalt, la bloc, și vedeau o a treia babă care întindea hainele la uscat și se uitau prin geam și spuneau: vai, ce haine murdare, vai, ce haine gri, cât de multe pete are această vecina noastră care chipurile și-a spălat hainele. Și cealaltă, fiind luminată, spune: nu, ci geamul tău prin care tu vezi este murdar și geamul tău are aceste pete și de aceea tu nu poți să vezi așa cum trebuie. Vedeți cum ochiul devine, sau poate deveni, mai corect spus, un luminător al trupului. Adică percepția noastră, dacă este curată, dacă este fără de prihană, dacă este în duh, în adevăr, este o percepție curată. Și dacă lentila aceasta prin care putem să vedem este una sinceră, curată, atunci și omul din fața noastră este sincer și curat. Dar dacă ea este bolnavă, murdară, atunci percepția noastră va fi una departe de adevăr. De aceea vă spune Evanghelia, continuă: nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru de ce veți mânca, nici pentru trup cu ce vă veți îmbrăca, pentru că sufletul este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. O realitate foarte interesantă. Vedeți? Iisus leagă sufletul de mâncare, de hrană. Foarte interesant, am spune cum sufletul se poate hrăni, vom vedea cum, și trupul legat de îmbrăcăminte. Harul lui Dumnezeu și lumina aceasta pe care noi o primim în biserică, pentru că nu degeaba cântăm am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc după ce ne împărtășim, deci lumina și harul lui Dumnezeu ne devin în momentele de beatitudine hrană și îmbrăcăminte. La botez cântăm împreună cu Apostolul Pavel: căci în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat. Despre această haină a harului vorbește Iisus. Nu că haina trupească nu este importantă, ea este foarte importantă, dar nu este esențială. Nu devenim funcție de cum arătăm sau funcție de ceea ce mâncăm. Chiar dacă unele dictoane interesante spun ești ceea ce vei sau ești ceea ce mănânci, am putea spune atunci când ne împărtășim cu Hristos că devenim una cu El. Alminteri, nu are o validitate autentică această expresie. Și Iisus ne dă exemple practice, pentru că suntem într-o duminică a pragmatismului spiritual. Spune: priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună, ci Tatăl vostru le hrănește. Oare voi nu sunteți mai presus decât ele? Aici Iisus ne reiterează o temă veche, anunțată anterior, că omul are această vocație de a fi un prinț al creației. Omul este această făptură, această cunună a creației, o numesc părinții capadocieni. Adică omul este mai presus de orice formă prin care Dumnezeu își arată ocrotirea, protecția, dragostea. Tocmai pentru că omul se poziționează rațional în fața lui Dumnezeu. Și dă un exemplu foarte puternic: cine dintre voi, uitându-se la îmbrăcăminte, nu ia seama la crinii câmpului, care nu cresc, nu se ostenesc, nu torc? Și vă spun vouă că nici Solomon în toată măreția lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Solomon era faimos în antichitatea iudaică pentru opulența de care dădea dovadă. Datorită lui este zidit primul templu, care întrecea în opulență, în lux, în slavă. Dar atenție, o slavă care nu era egocentrică. El se îmbrăca pentru a arăta această demnitate cu care el era îmbrăcat ca și rege al lui Israel. Templul era atât de luxos, arătând slava lui Dumnezeu, nu o slavă proprie. De aceea, ca o paranteză, astăzi, fiind afectați de această gândire foarte raționalistă, dar subiectivă deopotrivă, nu mai putem să înțelegem de ce e nevoie ca biserica, de pildă, ca o casă de rugăciune să fie frumos împodobită, pentru că ea ne prezintă starea extraordinară a lumii de dincolo. Să ne gândim, nu, câtă tevatură a fost și este prezentă încă în mediile sociale, în media, legat de proiectul acesta al Catedralei Mântuirii Neamului, care este un proiect care trebuie să rămână în istorie, să dăinuie. La fel cum
avem această salbă a mănăstirilor medievale ale Moldovei, care rămân și fascinează intrând în patrimoniul acesta UNESCO, ele spun ceva despre neam, despre înaintașii noștri, despre această viziune care trecea în acest de dincolo de, tocmai în această îmbogățire a unor comori pe care trebuie să le atingem nu în sufletul acesta păcătos al nostru, ci în inima noastră. Repet, Iisus ne avertizează, unde e inima, acolo e și comoara. Inima pentru antici era un organ de simț, un organ extrem de important, în jurul căruia se concentra toată percepția umană. De aceea, vedeți, noi trebuie să fim foarte orientați, pentru că Iisus ne avertizează că nu putem să-L slujim pe Dumnezeu și pe Mamona. Mamona este o figură demonică, un zeu al banului, de proveniență cel mai probabil babiloniană, mesopotamiană, care sigur intră în contrapondere cu singurul Dumnezeu, cu unul sfânt care este singur, singur Dumnezeu. Dumnezeul Vechiului Testament ni se prezintă ca un Dumnezeu zelos. Dacă veți lua capitolul 20 al cărții Exodului, veți vedea povestea cu Ilie, unde spune în fața poporului ales și în fața preoților acelei zeități Baal, la fel o zeitate de proveniență demonică, că Dumnezeul lui Israel, al lui Iacob, al lui Avram și al lui Iacob, este un Dumnezeu zelos, un Dumnezeu care are pretenția unei relații de dragoste dintre om și Dumnezeu. Ori, ca o relație de dragoste să fie deplină, ea trebuie să fie înconjurată de fidelitate, de credincioșie și de asumare. Nu poți ca să-L slujești pe Dumnezeu și pe Mamona. Este imposibil. Adică, ce vrea să spună? Aici Iisus este fundamental în actul de credință. Ori Îl iubim pe Dumnezeu și Îl cinstim, Îl ascultăm și ne lăsăm, atenție, purtat de dragostea Lui, de purtarea Lui de grijă, ori suntem în afara Lui Dumnezeu. La lucrul acesta se referă. Și încheierea Evangheliei, cea cu care am început analiza din această duminică, este una foarte complementară. Iisus nu spune că lucrurile acestea nu sunt importante. Haina, îmbrăcămintea, mâncarea sunt importante, dar nu sunt definitorii pentru noi. Cu cât vom căuta mai mult aceste lucruri, cu atât vom fi robiți de ele. Cu cât vom avea această putere de a ne depărta de ele, de a ne distanța de ele, adică de a da un pas înapoi și de a ne reconfigura traiectoria psihică și spirituală, cu atât ele vor veni înspre noi. Deci cu cât ne depărtăm, cu atât ne apropiem. Spune un mare gânditor francez al școlii fenomenologice franceze, vorba de Jean-Luc Marion, câtă reducție, atâta deducție. Adică, cu cât mă depărtez sau mă distanțez de scopul pe care l-am, cu atât pot să intru într-o percepție care se apropie de realitate. Adică să nu mă iau pe mine în serios. Și atunci voi intra în sfera acestor deducții, adică în sfera acestor descoperiri care vin dinspre Dumnezeu. Și în cuvinte simple, Iisus spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, vedeți, dreptatea Lui. E foarte important să căutăm dreptatea lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Vedeți, câtă reducție, atâta deducție. Toate celelalte ni se vor adăuga. Vedeți cum Dumnezeu nu ne îndeamnă spre privațiune, ci spre binecuvântare. Cum Dumnezeu nu ne îndeamnă spre un ascetism sterp, ci, de fapt, ne cheamă ca să atingem acest belșug pe care trebuie să-l revocăm. Cu cât dau un pas în spate, cu atât mă apropiu în realitate de ținta lucrurilor care este această împărăție lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Spune, nu vă îngrijiți de ziua de mâine, că ziua de mâine, adică purtarea de grijă a lui Dumnezeu, se va îngriji de ale sale, pentru că ajunge zilei răutatea ei. Este o lecție superbă pe care Evanghelia ne-o propune, aceea de a ne opri din această răutate a zilei care ne cuprinde și pe noi. Să spunem punct, să ne revocăm esența aceasta a căderii noastre. Și mai apoi vom intra în această beatitudine, în această slavă, în această binecuvântare, în această zonă de a ieși din orice formă de grijă lumească,
Nu la voia întâmplării, apropiindu-ne de finalul liturghiei, cântarea imnului Heruvim spune: toată grija cea lumească, acum, nu mâine, nu peste o oră, acum să o lepădăm. De ce să o lepădăm? Ca pe împăratul tuturor să-l primim. Atunci când vine împăratul cerului și al pământului, dispare orice grijă lumească. Dispare grija plății impozitelor, scumpirea benzinei și așa mai departe, războiul, toată nebunia aceasta care ne agasează. Când vine împăratul, când vine Hristos care toate le împlinește prin purtarea de grijă a Duhului Sfânt și cu încredințarea Tatălui, când suntem în proximitatea Sfintei Treimi, totul dispare. Ne aducem aminte doar de scena superbă când Iisus urcă pe munte cu Petru, Iacob și Ioan. Și are loc momentul fundamental al schimbării lui la față. Iisus își arată pe de o parte cine este El de fapt și pe de altă parte ne arată prin raportarea la umanitatea Lui cine suntem noi. Și noi avem această vocație de a fi purtători de lumină. Dar nu putem să fim purtători de lumină dacă ochiul este bolnav și nu vedem lumina ca să mergem în lumină. De aceea El spune: Eu sunt lumina lumii. Am văzut că în momentul de slavă, de beatitudine maximă, de revelație, de extaz mistic, Petru spune: Doamne, bine este să fim aici. Bine este să fim noi aici. Să facem trei colibe. Adică n-am mai pleca din preajma Ta. Și sunt sigur că toți am trăit pe parcursul vieții noastre momente, clipe, în care am simțit pentru câteva secunde această stare de bine este nou aici. Parcă n-am mai vrea să plecăm dintr-un loc sfânt, dintr-o arătare sfântă. Tocmai pentru că acolo este Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu, spune aceeași Evanghelie, este Cel care ne va face pe noi liberi. Să dea bunul Dumnezeu ca în libertate deplină să căutăm împărăția, ca mai apoi toate celelalte să ni se adauge și să putem să ne bucurăm de această prezență a lui Dumnezeu în inima și în viața noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.